Sunt Vlad Drăgulin. Asta este zona de confort. Aici nu numai că ascultați, sunteți ascultați. Zona de confort. Așa. Mm-hmm. Și așa cum vă zicem. Așadar și prin urmare te salut, măi publicule, te salut cu tot respectul și de ce nu și cu toată dragostea de care sunt eu capabil, că până la urma urmei sunt și eu om. Dacă este puțin trecut peste ora 11, dacă ești pe zoo, dacă tu ești tu, dacă ai urechi de auzit și inimi de simțit, asta înseamnă că zona de confort poate să înceapă liniștită. Poate să înceapă liniștită, dar sper să se și termine liniștită. Suntem prieteni deja, sunteți prietenii zonei de confort, asta înseamnă că sunteți și prietenii mei. Dacă cumva o să auziți o pauză de mai mult de 30 de secunde pe radio, dacă nu se mai vorbesc, asta înseamnă că cineva trebuie să autosesizeze și să cheme salvarea sau ceva de genul ăsta, pentru că mă revedic ca fiind o victimă a virozelor din perioada asta. N-am dat niciodată piept în piept cu o viroză, dar uite că m-a prins și pe mine, așa, probabil că este de la o vârstă. Probabil că de pe la vârstele astea începe, așa, prozaic vorbind, rablagirea corpului, ca să spun așa. Dați-mi voie ca să mă plâng. Luni dimineața am fost la matinal, fără niciun fel de problemă, n-am avut nimic, nu dădea nimic semne că o să se întâmple ceva. Am plecat de la matinal, am adormit acasă, în patul meu. Dom'le, și m-am trezit pe la ora 1, în frigurile vieții, în apocalipsă polară, în casă, cu toate că în casă la mine e centrala funcțională, adică cred că erau 23 de grade în casă. Și de atunci a început febră, au început frisoanele și bineînțeles că și panica s-a instalat, pentru că eu n-am prea fost bolnav și mă sperii și în capul meu totul capăt așa o dimensiune mult mai mare decât este de fapt. Asta până dimineața următoare, până marți, când n-am mai putut nici măcar să mai duc la matinal, adică nu puteam să mai merg. Dar cu ultimele eforturi am fost totuși la o clinică să văd ce Dumnezeu se întâmplă, pentru că îmi crescuse foarte tare temperatura și m-am dus acolo și tot așa, cu mult noroc am putut să fac rost de o rezervare, de o programare, pardon. Gândiți-vă că la ora la care pământul ăsta ajunsese la 8 miliarde de oameni, eu stăteam la coadă la clinică. În fine, și a fost o problemă acolo, pentru că era să nu mă lase să intru la consult, pentru că nu aveam buletinul la mine. Eu îmi uitasem și buletinul, vă dați seama că nici nu mai gândeam bine. Și era să nu mă lase să intru. Norocul meu a fost că am găsit totuși o copie a buletinului undeva prin poze, undeva departe. Rău de tot, a trebuit să scrolluiesc mult, mult ca să... Și ăla a fost norocul meu. Și uite așa, așadar și prin urmare, măi publicule, am putut să mă fac bine, nu în totalitate, dar măcar cât să pot să viu până aici și la radio, să spun că zona de confort a început. Despre asta o să și vorbim, despre noroc. O să discutăm astăzi, dacă data trecută am avut niște conversații așa frumoase despre riscuri. Pentru că, na, atunci când riscăm, ne bazăm puțin și pe ce vor sorții, adică pe noroc. Și se spune că norocul ți-l mai faci și singur. Sunt oameni care, prin efortul propriu,
realizează o situație fericită prin descoperirea factorilor ce îl duc într-o stare norocoasă, adică un fel de forțare a norocului prin muncă. Dar se mai întâmplă câteodată ca norocul să vină complet din întâmplare, nemeritat, complet nemuncit, și astfel ne aduce într-o situație avantajoasă din punct de vedere material sau spiritual. De câte ori nu am văzut oameni care pur și simplu parcă ar călca pe perne. Nu? Oameni de care ne mirăm, că în ciuda faptului că încalcă toate regulile, pur și simplu calcă pe perne. Și întotdeauna par a fi așa sub o pronie din asta cerească. Par ca un înger păzitor care e mai prezent decât la alții și face datoria mai des, cum ar veni. Da, la urma urmei, dacă stăm bine să ne gândim, norocul nu ne ocolește pe niciunul. Cu toți am fost norocoși de-a lungul vieții noastre. Mai ales că ăsta e un cuvânt pe care noi îl pronunțăm în fiecare zi, dar nu ne dăm seama. Noroc. Noroc cu tine, hai noroc, a dat norocul peste noi și, mă rog, exemplele pot continua. Așadar, și prin urmare, măi publicule, care a fost cel mai norocos moment al vieții tale? Care a fost cel mai norocos moment al vieții tale? Ești un om norocos? Din ce categorie faci tu parte? Forțezi norocul muncind pentru el? Sau accept soarta și aștepți pasiv ca într-o întâmplare să te întâlnești cu norocul? Care a fost norocul tău? Fie că ai câștigat la loto, fie că ai luat un job prin circunstanțe din astea miraculoase, fie că ți-ai revenit dintr-o boală, uite cum a fost cazul meu, care a fost cel mai norocos moment? Norocul este excepția, nu regula jocului. Așa spune vorba, da, dacă e așa. Hai să vedem când jocul a făcut o excepție și pentru tine. Când ai avut tu noroc, măi publicule? Na, de ieri am înțeles că suntem 8 miliarde pe pământ. Există suficient noroc pentru toată lumea sau avea dreptate Caragiale când spunea că norocul e prea puțin și e lume prea multă? Și atenție, Caragiale spunea asta într-o perioadă în care pe pământ erau 2 miliarde de oameni, mai puțin de 2 miliarde de oameni. Așadar, și prin urmare, măi publicule, care a fost cel mai norocos moment al vieții tale? Alo? Alo, ești în aer? Nu, sunt în mașină. Nu, da, ești în mașină. Bine, dacă vrei tu să fii în mașină, ești în mașină. Nu vrei să fii în aer cu mine? Nu. Ba da. A, păi vezi, ești în aer, nu? Hai, sunt în aer. Gata, domne, hai, ne ținem de mâna amândoi, uite, suntem în aer. Hai. Gata, ia uite, ne aude tot poporul. Alo, mai ești cu mine în aer? Da, sunt cu tine, da? Sunt cu tine, vai. Ia spune, domnule, cum te numești? Dan. Ia spune, Dan, Dan de unde? Târgu Mureș. Ia spune, care a fost cel mai norocos moment al vieții tale? Uf. E greu. Acum, e greu. Cumva trebuie să le împart un pic. Cel mai norocos moment al meu. A fost mai multe? O să spun că da. Ești norocos de fel? O să spun că cel mai norocos moment al meu a fost în momentul în care mi s-a oferit ocazia să trec de pe o funcție mică pe o altă funcționare. Și am câștigat... Poți repeta, te rog? Da. Am trecut de la o funcție ca și șofer, am trecut pe o funcție ca și are sales manager, în vânzări. Așa, de la șofer la vânzător. Da. Așa. Da. Și... Dar de ce numești asta noroc? Păi e noroc. E un noroc? Că... Nu știu, te întreb de asta. Nu știu, eu mă gândesc în sinea mea că e noroc în sinea faptului că am trecut de la un anumit salar la un alt salar. Deci despre salarii e vorba aici. Mi s-a oferit ocazie să
trec cumva mai departe și am acceptat-o și a fost ok. Adică sunt bucuros în momentul de față pentru ceea ce s-a întâmplat, ca idee. Mă bucur că te simți norocos, asta înseamnă, dar ție ce-ți place să faci, să faci mai mult? Să conduci, să fii șofer sau să fii vânzător? Nu, eu am lucrat 17 ani în vânzări. Uh-huh. Așa, asta cu șoferia a fost o paranteză așa în viața ta, cumva. Da, da. Uh-huh. Oarecum după ce am lucrat în vânzări 17 ani, am plecat într-o țară străină, am lucrat în Anglia 2 ani jumate. Și după ăștia 2 ani jumate, după când m-am întors, mi s-a oferit oarecum ocazia asta. Adică oarecum am plecat de la zero, am început de jos. Și la un moment dat, în momentul în care mi s-a oferit ocazia să prind, să mă duc mai departe, am spus ok, hai să încerc. Și îmi pare foarte bine în momentul de față că am îmbrățișat ideea și mă declar sincer, mă declar super mulțumit că am făcut pasul care probabil nimeni nu putea să-mi spună bă, fă-l sau nu-l fă. Mm-hmm. Eu sunt ardelean de felul meu. Așa. Sunt din Ardeal. Așa, bun. Ce legătură are asta cu orice? Că ești Ardeal. Mă declar nu. Are vreo legătură cu norocul? În Ardeal sunt oamenii mai norocoși sau? Nu zic asta. Să mai toată lumea spune că ardelenii sunt puțin mai lenți. Așa. Toată lumea spune lucrul ăsta. Dar probabil că noi stăm un pic și le gândim un pic mai mult. De acord. Păi și legătura are asta cu norocul? Păi, norocul e faptul că în momentul în care eu am lucrat un an de zile ca și șofer, după un an de zile mi s-a oferit posibilitatea asta și am zis ok. Am înțeles. Da, ați dat un răspuns mai greu. Eu, din punctul meu de vedere, mi se pare că a fost un simplu noroc că mi s-a oferit ocazia, s-a oferit un post liber, ca să zic așa, și mi s-a propus de către conducerea firmei, tu ai lucrat, mă zic, da, am făcut, ai făcut aia, bun. Hai, încercăm. Și am încercat și de când am încercat, uite că a trecut mai bine de un an de zile. Foarte bine. Și acum ce faceți? Acum dumneavoastră ce faceți? Sunt în vânzări. Acum în clipa asta, nu, acum. În clipa asta, da. Sunteți acasă sau sunteți în vânzări acum? Sunteți într-o vânzare acum? Nu. Acum stăm și vorbim pe la radio. Sunt în mașină. A, dumneavoastră sunteți în mașină, dumneavoastră conduceți acum. A, ok. Nu conduc. Bine, bine. Haide, vă mulțumesc mult de tot, mai sună telefonul, mulțumesc mult. Alo? Uite, domne, cum au tras pe afară. Așadar, și prin urmare, 021-409-1900. Hai să vedem ce mai zice lumea. Alo? 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 Bună, Vlad! Bună, zona de confort aici. Cum te numești? Bună, sunt Ana. Bună! Ce face Ana? Uite, conduc și eu. Toată lumea conduce. Eu chiar conduc. Toată lumea în stările lui, important. Toată lumea în starea ei, de fapt. Așa, ia spune. Eu m-am simțit super mega norocoasă și în continuare eu sunt super mega norocoasă. Da. Când l-am cunoscut pe iubitul meu. Sigur. Acum cât timp a fost minune? Pe 21 ianuarie anul acesta. De fapt, ne-am reîntâlnit, că l-am cunoscut efectiv, l-am cunoscut aproape 6 ani. Deci ce s-a întâmplat? Cum de nu v-ați intersectat timp de 6 ani? Că acum 6 ani când ne-am întâlnit, el a dat un interviu ca să-l angajeze part-time. A, tu lucrai la HR sau cum? Nu știu cum. Da, aveam cumva o mini divizie de oameni și puteam să angajez mai mulți oameni part-time.
Și doar tu făceai angajările. Doar că la mine l-a interviu cu iubita lui atunci. Și de fapt, eram într-o relație. Nimeni nu știa că de fapt era un interviu și pentru altceva. Nu era, chiar nu era. Zice că n-am avut tot pentru el și mereu îmi scoate ochii cu asta. Da, dar ai văzut cum e viața? Poți fi mereu trasă la răspundere cu treaba asta. Da. El mereu spune că el s-a îndrăgostit de mine la prima vedere și că eu nu am avut tot pentru el. Da, acum. Da, și nu-l crezi? Poate puțin. Se pare, nu vrei să crezi faptul că s-a îndrăgostit de tine fiind cu iubita după el? Din vremea aia. Aș vrea să nu cred asta. Probabil de asta. Nu. Și de ce spui că e noroc? Pentru că cumva a topit gheața de pe suflet. Eu nu prea mă atașez de oameni în general. Mă rog, am faptul mă spui, dar nu mă atașez prea mulți oameni. Și este super mega calm și iubitor și are relații extraordinare și copilul meu este perfect. El știe că e perfect? Normal că știe, vei să spun că acum stă lipit. Bine, a fost o chestie, noi mergem la București. Și, ce faceți? Ai zis-o, mergem spre București. A, e și el acolo. Da, și a fost o chestie, dintr-o dată, el știe că eu sunt fan Radio Z și ea, mă rog, a venit, ai spus tema cu când te-ai simțit norocoasă. Și zic, bă, eu m-am simțit foarte norocoasă când am cunoscut pe tine. Dar el se strâmba așa și, vine mă, lață că te măgulesc acum ca să-ți dai seama. Chiar mă simt norocoasă. Da, de ce, domnule? Dar stai, ia întreabă, norocul lui care a fost cel mai mare noroc? Ia, pune-l în curzi. Da, nu, deci cum e, gata. Care e, domnule, cel mai mare noroc al tău? Ia zi-mă, bun, care este cel mai mare noroc al tău? Eu. Și că acum a fost de treabă. Să zică și eu. Da. Bine, domnule. Atunci îți mulțumesc mult de tot că ai sunat și să aveți o relație fericită. Mulțumim, seara faină. Mulțumesc că ascultați Zona de Confort, la revedere. Alo? 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 Aruncă un alo în eter. Alo? Așa, tată. Da, ești în Zona de Confort, ești în aer. Să știi că te aud foarte prost. Iulian din București. Așa, spune Iulian. Ești supărat? Nu, obosit, dar sunt pe drum. Ca toată lumea în seara asta. Se pare că toată lumea conduce. Da, se pare că toată lumea e pe drum. Către ce ești? Unde te îndrepți? Către București. Am trecut de Sinaia, vin către București. Uite, domne, mai sunt alți oameni. Uite, aici la numărul de WhatsApp la 0747221815, mai sunt oameni care spun: salut Vlad, cel mai mare noroc al meu a fost când am întâlnit-o pe soția mea. Împreună putem să facem tot ceea ce am visat. Uite că mai sunt oameni care care spun de poveștile lor de dragoste. Adică nu e chiar așa singular, nu e ceva despre care să-ți dai așa ochii peste cap. Așa, spune omul, iartă-mă. Hai să spunem ce noroc. Prin 2017 s-a întâmplat asta. Eu, fiecare săptămână mi-am făcut așa un obicei și îmi fac un bilet la pariuri sportive. Stai puțin, tu vorbești acum prin speaker sau prin ce vorbești? Nu. Vorbești la telefon? Da. Poți să dai radio mai încet? E radio dat încet? E dat încet. Ah, ok, bine. Așa, dacă poți să vorbești tu puțin mai tare, că... Da, deci spuneam, obicei așa, prin 2017, în fiecare săptămână am fac un bilet din asta la pariuri sportive, știi? De câte ori pe săptămână? O dată pe săptămână am fac un bilet de 10 lei, știi? Ăla e ritualul tău, nu? Da. Așa, merg la o agenție din asta de pariuri. La vremea aia, câștigul maxim pe un bilet era 1,5 miliarde, știi? Și am făcut un bilet de 10 lei... La agenție, fata îmi spune, băi, dar de ce îl pui cu 10 lei? Dacă l-ai pune cu 2 lei, ai câștigat tot 1,5 miliarde și ai putea să pui același bilet să repezi de 5 ori, știi? Ok. I-am spus să facă cum credea că a pus același bilet cu 2 lei. Deci câștigul era, stai să ne înțelegem, câștigul era 1,5 miliarde, nu? Adică 150 de lei? 1,5 miliarde. A, 1,5 miliarde. Banii okay. vechi, știi?
Ah, ok. Și s-a întâmplat să iasă biletul la câștigător, știi? Și ala chiar a fost noroc. Că ți l-a pus de 5 ori? De 5 ori, da. Bă, eu mă dusesem să-l pun, știi, cu 10 lei o singură dată, dar câștigul era același, indiferent că îl puneam cu 10, pentru că era un câștig maxim, știi? Și... Da, mi-a spus, băi, hai să-l pun cu 2 lei și îl pui de 5 ori, pentru că ai același câștig, știi? Și am zis, ok. Și chiar a ieșit biletul. Deci ăla chiar a fost noroc. Acum cât timp a fost treaba asta? 2017. Presupun că s-au dus banii aia de mult, nu? Da, îți dai seama, dar măcar, na, mi-am făcut o căsuță, mi-am luat o mașină drăguță, deci, na, de, 10 lei, de banii aia? La chiar a fost noroc. De da, banii da, aia? Da. Cât înseamnă în euro un miliard jumate? 30.000 de euro sau cât înseamnă? 30.000 acum, atunci era euro 33, pentru că era ori euro mai mici, era chiar 5 lei. Wow, și de banii aia ți-ai făcut și casă și ți-ai luat și mașină? Da. Ce vremuri erau alea, mă? 2017 cu 33.000 de euro și casă și mașină? Păi stai un pic, au fost 33.000 de euro ori 5, dacă au fost 5 bilete. Stai, deci câți bani ai câștigat până la urmă? Zic, câți bani ai câștigat până la urmă? Mai? 152.000. Mi-au oprit și impozit. 150.000, să zicem. Oh my God. God damn. Acum înțeleg. Wow. Știi, deci ăla chiar a fost noroc. Na, a fost fapta la momentul potrivit, știi? Adică ea putea să-mi pună biletul pur și simplu și cu asta plecam și... Păi și fetei respective... Îți dai seama că am preșiat. Da. Cât pot să te întreb, dacă nu sunt prea indiscret, cât ai percutat sau, mă rog? 2000 de euro. 2000 de euro, da? E bine, da. Tată, îți dai seama. Ok. Da. Păi ea cât avea salariu? Bănuiesc că... Băi, vreo 15 milioane în banii vechi știu că la vremea aia. Deci oricum a fost ok, și fost pentru că cumva salariul ei pe mai mult de jumătate de ani. Da. Și care a fost primul lucru pe care l-ai făcut? Uite, am citit chiar acum o chestie, cred că ieri am citit-o, despre cineva, un român care a câștigat la loto. A, cel cu 4 milioane de euro, da? Parcă da, și primul lucru a fost... La ridicarea premiului cumva a fost cu soția sa și cu copilul. Și s-au dus la Mex sau ceva de... Nu, domne, s-au dus și au mâncat o ciorbă de burtă, domne. S-au dus și au mâncat o ciorbă de burtă. Da. Bă, nu știu, știi că n-a fost nimic deosebit. Adică, știu, cred că a fost și șocul mare, știi, să poți să te bucuri. Știi? Adică, pe un moment nu realizai, știi? Am realizat pe a doua zi că n-am fost eu, bă. Da, bine, n-am făcut nimic deosebit. A, deci nimic ieși din comun, nu te-ai dus la club, n-ai spart mii de euro? Nu. Ba, vreau să spun că și următoarea săptămână am jucat tot 10 lei, adică nu am depășit niciodată suma asta. Știi? A, tu ai început, tu ți le-ai făcut pe ale tale în continuare, nu? Da, adică chiar și atunci când am câștigat, nu m-am dus să pun un bilet de 100 de lei, de 500 de lei, de 1000 de lei, știi? Noi, în continuare, am jucat 10 lei pe săptămână. Cui ai zis prima oară că ai câștigat? Soției, stai. Uite, tot apropo de câștiguri la loto, era un tip din Japonia, am impresia, care câștigase la loto și s-a dus să-și colecteze câștigul. S-a dus îmbrăcat într-un pui de la... într-un pui de la, ca să nu-l recunoască soția, să nu știe soția că a câștigat. Și el nu a spus soției că a câștigat la loterie, ca să nu ia razna. Da, am citit. A, deci tu ești la curent cu toți oamenii care câștigă și... Da, citesc presa în fiecare dimineață la cafea și pot ce mai e pe acolo. Da. Nu neapărat de câștig. Așa. Și cum mai forțezi norocul? Din când în când? Cum forțezi tu norocul? Uite, tu ești un caz la care speră toată lumea. Toată lumea vrea să câștige 150.000 de euro. Cum faci? Dai seama, asta a fost noroc. N-am mai câștigat atunci, dar nu sume atât de mari. Uite, acum două săptămâni am câștigat 3.000 de lei. Adică nu sume mari, dar una peste alta e ok, știi? Nu știu, n-aleg acolo 10-11 meciuri, dar
Eu fac un bilet, de exemplu, cu meciurile de luni până duminică, pe toată săptămâna, și fac așa, un meci două pe fiecare zi. Norocul tău a fost fata aia. Exact. A fost fata aia de acolo. Bine. Da. Mai lucrează acolo? Nu știu, a fost așa o oprire la o agenție, pur și simplu, adică nu mergeam la agenția Falgirii. Nici măcar nu mergeai la agenția aia. Nu, poate că asta trebuia să faci. Am pus biletul și am plecat. Wow. Da? Poate că ăsta e secretul, știi, să tot schimbi agențiile, cum schimbă ea aparatele, știi, că se întâmplă păcănele. Nu bagă la aceeași păcănea. În fine, cine știe. Îți mulțumesc mult de tot, omule. La regulă, seara frumoasă. Mulțumesc că ai sunat. Așadar, și prin urmare, mai publicule, uite că am avut deja prima jumătate de oră din zona de confort niște povești, zic eu, frumușele. Hai să vedem ce ne mai rezervă seara, noaptea. Mai avem o oră jumătate din zona de confort. Hai să vedem ce ne mai spune și lumea aici la 0747221815, aici unde puteți să dați mesaje pe WhatsApp-ul emisiunii. Și dacă cumva aveți o întrebare pentru persoana cu care mă aflu în conversație, să o adresați. Hello? Alo? Alo? Mă auzi? Da. Ești în aer? Ești la zona de confort? Cum te numești? Oh, super. Salut, Vlad. Da. Mă numesc Vlad Gabriel. Da, salut, Vlad. Și mai adineori am terminat antrenamentul de not. Ce antrenament? Ah, de not. Ești notator, profesionist sau? Nu, pot să spun că sunt sportiv, de performanță, gen atletism. Deci ești sportiv de performanță, faci atletism. Da. Bun. Bun. Hai să spun norocul meu. Pregătit, da. Eu sunt pregătit. Ok. Sigur ești pregătit? Eu zic că da, acum nu știu, depinde cu ce vii pe masă. Ok, atunci fii foarte, foarte pregătit. Nu vreau să să te emoționezi, vreau doar să spun în felul următor. Pot să spun doar atât, că am crescut fără părinți, am avut de suferit foarte multe operații la urechi din cauza infecțiilor și ultima operație pe care am avut-o din 10 operații și asta s-a întâmplat acum 10 ani în care a fost foarte fatală. Deci, ca să înțelegi, infecția a ajuns până la creierul mic încât doctorii nu mi-au dat nicio șansă și când doctorul m-a pus pe masă de operație, mi-a zis clar, nu știu ce dacă te vei mai ridica. Și am spus, nu contează, mergi mai departe, că o să fie bine. Eu am, nu știu cum să mă exprim, încredere în Dumnezeu foarte mare. Mă auzi? Da, sigur că da. Asta. Am foarte mare încredere în Dumnezeu și atunci am impus nădejdea în Dumnezeu că tot fie bine. Și după operație, într-adevăr, operația a durat foarte mult, 8 ore și ceva, că mi-a scos timpanul drept. Cât a durat? 8 ore? Da, 8 ore. 8 ore. Acea operație care era să fie fatală, nu? Da. Deci, fii atent, Vlad. 8 ore cu timpanul scos de la urechea dreaptă și cu infecția scoasă de la creierul mic. Deci nu m-a operat pe creier, dar în timp mi-a băgat o țilingă în care a reușit să scoată toată infecția de acolo. Bun. După 8 ore, 2 ore în comă, după ce m-am ridicat după ce a trecut 2 ore, am reușit să îmi revin, încât doctorii nu au crezut că o să mai îmi revin. Wow,
Și acum în clipa asta, cum te raportezi la viață? După ce ai avut astfel de experiență. Vlad, sincer spun, ești foarte tare din momentul în care ai avut puterea asta să-i spui doctorului nu te opri, dă-i înainte, orice ar fi, aleg să mor. Aveam o consultă la mână, el deci cum era acel doctor? Era 90%, era super convins că eu nu o să mă mai trezesc de pe masa de operație. Doar atât să te gândești că eu, unul personal, i-am zis nu mai vorbi, ci trezi la fapte și să vezi că o să fie bine. Doar atât. Vreau să spun acest lucru, da? Și această minune. Eu aveam o crutuliță în mână, puțin mai măricică ca să înțeleg tu, în mână, în care vine anesteziștul și mi-o spune să o dau jos, să o dau într-o parte. Și eu zic, nu, las-o în mâna mea și o las până când mă voi trezi eu. Să știi că așa a fost. Și nu spun ghinion, că n-am cum ghinion. Așa a fost să fie de la Dumnezeu. După ce m-am trezit, că aici vreau să spun, Vlad, după ce m-am trezit din comă, m-am trezit cu paralizie pe partea dreaptă, la mână și la picior, cam în câteva luni. Deci, într-un an de zile, eu m-am luptat încât să mă pun pe picioare și să revin la viața mea normală de sportiv alergător. Și în continuare faci aceeași timp pe care îi făceai și înainte? Da. Pe bune? Eu în continuare. Cât s-a recuperat? Cât a durat recuperarea? Cât a durat recuperarea? Un an de zile. Mergeam în fiecare zi în parcul Herăstrău, da? Și încă alergam. Mergeam până când am zis, în fiecare zi mă arăt câte puțin, până când ajung la alergarea normală. Și cât a durat procesul ăsta? Un an de zile? Chiar un an a durat? Sau mai puțin? Da, chiar un an. Deci chiar un an de zile. Care au fost cele mai grele momente în recuperarea asta? În recuperare, cele mai grele momente a fost că... Sau care sunt, în general, pragurile psihologice peste care trebuie să treci pentru a te recupera? Să fiu sincer cu tine, trebuie să fii foarte tare psihic, îți spun sincer. Foarte tare psihic. Adică, mai cred că pe puțin, dar îți spun sincer că trebuie să fii foarte tare psihic. Mie cel mai greu mi-a fost că a trebuit să mă accept pe mine că nu mai am un timpan, că sunt o persoană aproape surdă completă. Deci gândește-te că la urechea stângă nu aveam voie să mai pun aparat auditiv. Deci atenție ce spun. Da. Păi, și acum cum ești cu auzul? Că, acum în momentul de față acum comunicăm bine. Noi doi comunicăm bine, foarte bine spui treaba asta. Tu mă auzi pe mine bine, eu te auzi pe tine foarte bine. Pot să spun, și fac o mică paranteză, cu ajutorul oamenilor care am lângă mine, am un aparat auditiv, performant, cu Bluetooth, care te auzi direct în el. Uh-huh. Da. În cazul tău, nu știu dacă e vorba de noroc, cât e vorba de mai mulți factori și cred că ar fi vorba de miracol. Mai degrabă, nu? Sau... Deci pot să spun miracol, pot să spun și noroc. Încă noroc, gândește-te că norocul a fost de partea mea. Sau noroc Vlad, că trăim într-o perioadă în care medicina a avansat foarte mult și uite că ne mai ajută. Da, sunt de acord cu tine. Dar gândește-te puțin, Vlad, că înainte, când m-am prezentat, am spus că sunt orfan, ca să înțelegi scurt. Atât. Nu, încă nu vreau să intru la multe. Îți spun doar scurt, sunt orfan. Da? Și gândește-te că pe parcursul vieții mele, până în momentul ăsta de față, eu sunt la casa mea, personal, vorbesc. Deci am casa mea, am rutul meu, fac post de performanță, deci gândește-te că eu, în momentul de față, mă încadrez ca o persoană hipoacuzică, da? Cu dizabilități, dar mă lupt cu persoane auzitoare. Eu particip la concursuri cu persoane auditoare, da? Normal, ca tine.
ca tot ceilalți. Da, da. Și asta mă face să mă simt foarte norocos. Este adevărat ce spui tu, că este un mare miracol. Da, cine, cine este, cine e eroul tău? Eroul meu? Da. Păi în afară de Dumnezeu, pot să spun că mai este un antrenorul meu. De ce îi spui eroul tău? Antrenorul? Da. Pentru că antrenorul de fiecare dată m-a încurajat și mi-a spus: tu nu ai handicap. Scoate-ți chestia asta din cap. Tu nu ești surd. Tu nu ești persoană cu handicap. Ești o persoană puternică care poți depăși orice limită. Păi și uite că ai ajuns expresia vie a acestor cuvinte. Exact. Și pentru asta te felicit. Și îți mulțumesc mult de tot că ai venit aici la zona de confort și ai fost o lecție pentru noi ăștia care suntem în, la homeostazie, mai mult sau mai puțin, care, mă rog, ne batem așa cu niște viroze și venim la radio și ne plângem. Că ne-a crescut puțin temperatura. Îți mulțumesc mult de tot că ai sunat. Și eu îți mulțumesc. Și sper să mai intervii și cu alte ocazii și, cu, și când vom vorbi despre alte teme, că din experiența ta cu siguranță că vei avea ce să povestești. Sigur. Îți mulțumesc mult de tot. Ocazie și pentru că m-ai băgat în direct. Îți mulțumesc din suflet. Mi-a părut bine de cunoștință. Așadar, și prin urmare, mai publicului 021-409-1900 vorbim despre cel mai norocos moment al vieții tale. Și uite că am avut în apelul ce tocmai s-a încheiat o super lecție și dovada unui super noroc. Alo? 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 Dacă poți să închizi radio, te rog. Da, ca să putem să discutăm așa cum se cuvine. Bună seara. Bună seara. Și mai aproape de telefon? Hai că până la urmă. Da. Așa. Ia. Ia zi, 2-2, probă de microfon, probă de microfon. Zi. 2-2, probă de microfon, probă. Așa. Mai zi, vorbește mai tare. Că așa trebuie. Așa, gata, acum se aude. Gata, 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 da? Da. Poți vorbi? Ia, spune-mi, cum te numești? Bună seara, mă numesc Dumitru Constantin. Bine ai venit, Dumitru. Dumitru, de unde? Bună seara, bine l-am găsit. De unde ești? Din Ilfov. Din Ilfov. Un național județ de Ilfov. Ia zi, Dumitru, care a fost norocul vieții tale? Norocul meu în viață. Eu așa de bine că dacă mă raportez la zi de zi, mă cred un om norocos. În general, am vârsta de 53 de ani, dar norocul meu, zic și eu așa, una dintre faptele, am câștigat un concurs un post de radio la Radio 21. Mm. Un concurs mai pentru mine atunci, care m-a ajutat foarte mult, adică o sumă foarte măricică de bani. Acum cât timp? Dacă pot să spun. 10.000 de euro. Acum cât timp? În anul 2008. Wow. Mamă, poți eu încă eram la liceu. Da, acum erau acolo, la postul acela. A, Buzdu și Morar făceau la 21. Buzdu, Morar, Popescu, erau acolo. Uh-huh. Era un concurs, îl prindem pe Fugaru. Mm. Așa se numește concurs. Și pentru mine, concursul acela m-a ajutat. Și ce trebuia să faci? Ce trebuia să faci? Concursul acesta... Să-l prindem pe Fugaru? Da. Așa. În fiecare zi dădea câte un indiciu. Gen, azi va fi cu ceva alb în mână sau... Mă rog, a durat cam ceva o perioadă. Adică erau cu premii pe fiecare zi, gen 200 de euro, 500, 2000, 4000. Și ultima zi s-a anunțat că va fi premii cel mare de 10.000 de euro. Wow, ce premii! Și a dat un indiciu, va fi cu ceva alb în mână și va fi la un mec, gen. Mm. Și am luat în calcul, eu fiind șofer de taxi, da. Am luat în calcul cel mai primul mec din București, era Unirii și al doilea la Piața Română. Mm. Așa, nu știu, bănuind, așa cred că a vrut Dumnezeu în ziua aceea, am luat și fetița cu mine, era mică, avea 6 ani,
Da. Da, tati, nu mă duci la Mec? Da, de tati, să mergem la Mec. Și unde m-am dus la Mec, la Unire? Că eu tot urmăream concursul. Așa. Și m-am dus la Mec, la Unire, mare aglomerație pe acolo, ai, de mine aveam unde să parchez. Într-un final mi-am luat, m-am dins, am parcat cum ar fi al treilea rând mașina. Erau două rânduri de mașini, am parcat al treilea, am dat pe avarii, mă, cât durează să iau la față un Mec și să plec. În același timp, mă uitam și după Fugar. Că erau foarte multe persoane, erau cel puțin 4-5-6 mii de persoane. Unde, foarte domne, 5-6 mii de, 4-5 mii de persoane la un McDonald's? Da, nu credeți? Mamă, ce era în 2008? Vai de mine, păi ce era acolo? Nu vă dați seama. Toată lumea... A, că lumea ei veneau să-l caute pe Fugarul. Să-l caute pe Fugarul, da. A, gata, da, scuze. Da, da, da. Am și eu. Vreau să-l caute pe Fugarul și... Eu m-am dus acolo, mă uitam după cu ceva alb în mână. El, de-a lungul concursului, se îmbrăca, ba, în diferite... Am crezut inițial că e lucrător la Mec. Zic, bă, vă fi angajat, m-am uitat, atât, nu, a la Mecul și am zis la fata agitații să plecăm. E când se ies la ușă, o persoană care era îmbrăcată gen în camuflaj, stătea la masă liniștit, avea ceva acolo, și eu îi zic, fete, tati, te duci tu să întrebi pe omul ăla dacă, ce nu mă duc, tati, că mi-e rușine, avea fata 6 ani. Da, și tu, da, și, tu hoț, ai pus copilul înaintare? Da, să-l întrebe. Creier. Și am întrebat eu. Nu vă supăr, întrebarea directă era, tu ești Fugarul? Eu nu am zis așa, am zis, nu vă supărați, dumneavoastră sunteți Fugarul. La care el m-a luat, s-a uitat la mine așa și am zis, s-a luat o poziție. Eu, așa, am luat o poziție de autoapărare, zic că ăsta ori îmi dă una, ori îți trăim și îmi înțelege, ori în secunda 2 m-a luat după gât, m-a pus pe scaun în locul lui, i-a băgat un plic în buzunar și a și dispărut. Nimeni l-a mai văzut într-o secundă. Mamă. Da, eu atunci, în capul meu, că era atâta lume afară, am lăsat plicul acolo. În secunda a venit două persoane, două femei lângă mine, sau și-a arătat legitimația, directoarea de la Radio 21 și încă o persoană, nu mai rețin. Și mi-am zis, da, zice, haideți cu mine, zic, da, haideți cu mine afară să discutăm. Nu, felicitări că dumneavoastră sunteți, ce poate să fie oricine, dumneavoastră sunteți adevărat câștigător, zic, eu nu am încredere. Haideți cu mine afară. Ne-am luat cu mine în mașină, în taxi, le-am zis, ele au zis, zice, mergem direct la Radio 21. Eu zic, mergeți unde vreți dumneavoastră. Da, ați luat și copilul, nu? Nu lează să tăcu. Normal, și copilul. Așa. Și pe drumul, doamnele au vrut să le opresc la o toaletă, le-am dus unde am lucrat eu la Inspectorat General Poliției, le-am oprit acolo la IEB. A, n-aveți încredere că puteau să fugă, nu? Și-au făcut nevoia, doamnele, și apoi direct la radio. Da. Vă dați seama, acolo în direct m-au luat, felicitări, tari, toți, opresc, toți acolo, interviuri. Domnule, sunteți din ele, da? M-au chemat și a doua zi, apoi au dat un bal, ceva, în cinstea mea că am câștigat premiul cel mare. Și eu consider, alte vremuri, la acea zi, acea, Dumnezeu a vrut ca eu să fiu bănuția. Ce ați făcut cu ei? Asta mă consider eu. Ce ați făcut cu ei? Din banii aceia, deci, ce mi s-a oprit o parte, i-am luat, fetei, vă rog să mă credeți, am dat 1000 de euro la acea vreme pe o mașină din asta, cum să vă spun eu, gen de karting, așa. Da, da, da. 1000 de euro? Da. Da, 1000 de euro. Să fie să... Eu unde stau la Cunari, o pistă de karting. Da. Și mai mergeam cu fata acolo, închiriam mașină. Ei, și acum i-am spus un adevărat, m-am considerat că fata a fost norocoasă, ea a zis să duc la Mec. Și ea a fost norocul dumneavoastră, practic. Ea a fost norocul meu. Și bă, în viața mea de zi cu zi, ea este norocul meu. Eu așa cred. Deși acum e marea, are 19 ani, de la facultate.
eu consider norocos. Acum trebuie să câștigați mai mulți bani la următorul concurs, că acum nu mai merge cu astea de karting, merge cu mașini de alea mai scumpe. Doamne ajută-mă, eu în continuare sunt taximetrist, fac treaba mea. Mulțumesc Dumnezeu pentru tot ceea ce am, ceea ce îmi dă în fiecare zi. Foarte bun. E important că ascultați radio în continuare și că participați. Sunteți sunteți parte directă așa din, din fenomenul radio. Vă dați seama, dacă sunt zilnic astfel. Da, mulțumim mult de tot și mulțumesc mult de tot pentru povestea asta antrenantă. Foarte mișto. Foarte mișto. Să trăiți, să trăiți drumuri bune. Drumuri bune să aveți. Așadar, și prin urmare 021 409 1900, vorbim despre cel mai norocos moment al vieții tale. Hello. Hello. Salut. Salut. Ești în aer. Cum te numești? Alberto de la Brașov sunt. Te salut, Alberto de la Brașov. Ia spune, Alberto de la Brașov. Eu am, să zic sincer, trei momente, dacă pot spune așa. Trei mari momente de noroc? Da. Primul moment a fost la... Iartă-mă, scuzați expresia, să mă recuperez după virus. Noi nimic, Doamne ajută. Primul meu noroc a fost când am ajuns la Steaua, la 19 ani, la echipa de handbal. Eu în momentul de față am 21. Al doilea a fost că am ales să mă las de handbal. Deci când te-ai legitimat la Steaua, nu? Da, la 19 ani. Uh-huh. Wow. După, să zic sincer, am făcut o alegere foarte bună când am ales împreună cu părinții și cu prietena să mă las de handbal. Ne-am pus cât de comun acord. Dar ce s-a întâmplat? Nu am mai simțit, cum să spun, atracția foarte mare de sport, de performanță, să zic. Că, de la ce vârstă te antrenai tu? De la 8 ani, sincer, să fiu cu tine. De la 8 ani. Și da, abia ai început să culegi așa lauri și satisfacții, da, abia, da, pe la 19 ani, nu? Când ai simțit că în sfârșit munca începe să capete forme. Da, într-un fel sau altul, sincer să spun. Dar ce s-a întâmplat acolo? Că probabil că în ăștia 2 ani probabil că te-au deraiat. S-au întâmplat foarte multe chestii, scuze că m-am băgat peste tine. S-au întâmplat foarte multe chestii de care eu nu am fost, la care eu nu am fost de acord. Mi s-au făcut foarte multe scheme, manevre, să zic. Ce scheme și ce manevre se pot face la nivelul unui club mare cum este Steaua? Nu neapărat la bine, nu neapărat la Steaua. În sportul românesc, să spun sincer. Hai, mă rog, hai să nu nominalizăm. Scuze-mă. Da. Scuze-mă. În sportul românesc nu se pune accent pe jucătorii tineri. Pe jucătorii tineri, jucătorii tineri sunt ținuți pe banca de rezerve sau ăsta e cel mai fericit caz. Care era cel mai tânăr jucător din lot de atunci? Din titulari. Din titulari undeva la 28 de ani. Eu eram pe atunci cel mai mic din tot grupul. Eu aveam 19 ani, eram mezino, cum să spun. Și tocmai eu nu eram jucat, am stat pe bancă, în tribună, iar vreo jumătate de an, un an, după am zis că hai să mă gândesc și la altă treabă, că în sport poți să faci până la 37 de ani, 38, 39 maxim, 39 de ani. Și m-am gândit pe viitor ce o să fac. Și m-am gândit și am ales la vârsta de 20, spre 21, am ales să mă las de handbal și să mă pun pe altă cale. Să mă pun pe calea, să intru în sistemul MEAI, în poliție, mai bine spus. Uh-huh. Asta e a doua. Ai dat la Academia de Poliție? Da, exact. Wow, și cum a fost reîntoarcerea asta la școală, la... Că bănuiesc că tu ai fost obișnuit cu antrenamente, cu alt tip de educație, cum ar veni, știi? Adică nu mai ești obișnuit să stai
la masă, să înveți asta, să tocești. Da, știu, a fost, sincer să fiu cu tine. Că acolo bănuiesc că se dă istorie, nu? Ce se dă, istorie, gramatică? Nu, se dă gramatica limbii române, gramatica limbii engleze, logică și din legi, din legile poliției. Și a fost, sincer, neașteptată, adică m-am simțit bine. Pentru că făcând un sport de performanță timp de aproape 11, 11, 12 ani de zile. Da, cumva cred că începi și tu, iartă-mă, cumva cred că începi și tu să fii convins de tine că atâta știi să faci, știi? Da, într-un fel sau altul, da. Păi e clar că dacă pe drumul ăsta sunt de la 8 ani, dacă doar asta fac, pe asta am fost focusat, pe asta da. Mi-am format creierul, cum ar veni personalitatea. Da, exact, dar personalitatea mea, cum să spun, mulți mă credeau foarte arogant, că sunt o persoană cu nasul foarte pe sus. De ce? Dar pentru că făceam sport și întotdeauna oamenii ziceau că cei care fac sport și au ajuns la un nivel mai mare decât ar trebui, să zic, adică la 19 ani nu te aștept să joci în prima ligă, adică, na, asta a fost o chestie mai ciudată, pentru că lumea zicea, mama, ai ajuns acolo, că ești cu nasul pe sus și de acolo s-a tras. Cum? Cât câștigai pe lună? Nu știu dacă să zic, să nu, dar... În jur de... Nu, zic direct că sunt o persoană asumată, cum zicea și Dorian Popa, la fel, e idolul meu. Domne, este... e posibil, e idolul tău, Dorian Popa? Da, e idolul meu, la caracter, la cum vorbește, cum se comportă, e un om extraordinar. Și tocmai de-aia este idolul meu. Deci? Câștigam în jur de 5.000 de lei pe lună. Super tare, la 19 ani. Da. Și dar tot crește. Și un titular? Un titular ajungea până la 11.000 de euro pe lună. Wow. Da. Și bănuiesc că la fete se câștigă și mai mult, nu? Că da, acolo cred că se investește și mai mulți bani. Și exact, în ultima vreme s-au tot investit bani mulți. Da, păi o fată de la handbal câștiga la 20 de ani câștiga 5.000 de euro. La acum câștigă la 31 de ani câștigă aproape 20.000, 25.000 de euro. Da, adică niște sume colosale. Cumva performanțele cred că vin și de acolo, știi, mai mult. Da. Adică ai văzut, bine, acum nu fac semifinale și finale, dar cumva se vede că performanțele vin mai mult din partea feminină. Da, exact. În handbal. Adică handbalul la feminin, acum suntem la Cupa Mondială, băieții n-au ajuns nici până în grupe, adică e mai greu. Da. Și care ar fi al... Deci, prima a fost că ai fost legitimat la Steaua. La Steaua. A doua a fost când te-ai lăsat și ai dat la Academia de Poliție. Da, și al treilea e când ne-am întâlnit, sincer să zic, iubita, pentru că cu ea, sincer, nu aș fi reușit să am niște chestii de care sunt chiar mândru. Adică, le-ai luat în ordine cronologică? Mai întâi ai fost la Steaua, după care te-ai lăsat de handbal și ai dat la poliție? Nu, nu le-a luat în ordine cronologică. Mai întâi a fost la handbal, cu handbalul, după a fost iubita, așa, și după a fost chestia cu Academia. Lăsarea, da. Da, exact. Asta era ordinea, am încurcat-o puțin. Și cum e decizia asta? Cum a fost discuția asta cu părinții tăi? O discuție foarte, foarte grea, din punct de vedere... Cu ea ai vorbit prima oară? Sau cu ei? Cu părinții am vorbit prima oară și le-am spus, le-am explicat și mi-au spus, băi, noi am muncit. Acum este rândul tău, scuze dacă se aude ceva pe fundal, dar sunt acasă. Este decizia ta, dacă vrei să o faci, du-o până la sfârșit, fă ceea ce te face fericit, așa mi-a spus ai mei, părinții mei, după mi-a spus și prietena mea, am vorbit și cu ea, i-am spus anumite chestii
Și mi-a zis în felul următor: faci cum simți, faci ce crezi, orice decizie proastă, scuze că am zis așa, sau bună, bună sau rea, pardon, așa, eu sunt lângă tine și vom trece peste tot împreună. Asta mi-a dat dovadă că ea chiar e un fel, într-un fel aleasă, să zic. Tocmai de aia am băgat-o și pe ea, pentru că merită. Ai fost foarte norocos, într-adevăr, și cred că cel mai mare noroc al tău a fost că ai fost înconjurat de atâția oameni care au fost suportivi pentru tine. Exact, da. Și mai ales părinții tăi care vedeau o investiție, și o investiție, știi, în tine și... Da, adică a fost... A fost probabil o pastilă destul de greu de înghițit, știi, atâta. Da, a fost o pastilă extrem de greu de înghițit. Dar extrem de este greu. Mare lucru că au avut respectul față de tine, astfel încât să aibă încredere și să te lase Da, să exact. Ce vrei, da? Să mulțumesc mult de tot, omule, că mulțumesc și eu. Iată, te las că văd că răsufli greu și pare că ai zis o mare dramă. Dar nu e, că înțeleg că până la urmă s-a transformat în ceva bun, productiv, pozitiv și liniștit. Mult mai liniștit decât o viață de sportiv de performanță, nu? Bănuiesc. Exact, da, exact. Și mult mai safe. Bine, omule. Bine. Mai ai câteodată regrete, iartă-mă, și după care închidem. Dar vreau să... să stabilim chestia asta, că uite, nu în fiecare zi întâlnesc oameni care se lasă de ceva vocațional, de o meserie din asta vocațională, știi? Un om care la un moment dat a spus asta vreau să fac pe viață, asta este soarta mea, sportul, arta, muzica, teatru și așa mai departe, și la un moment dat mă las. Și cumva întrebarea mea pentru tine ar fi, mai ai second thoughts? Te mai gândești așa din când în când, bă, oare ce ar fi putut să fie? Sincer să zic, uneori chiar mai am regrete față de chestia asta. Adică, acum două zile, sau nu, ieri, de fapt, a jucat Steaua cu Dinamo. Și am avut un feeling foarte, foarte ciudat, pentru că mă gândeam, bă, dacă nu mă lăsam și eram și eu acolo și jucam. Te-ai văzut colegii? Da, exact, foștii colegi pe care, dacă ascultă la ora asta, Aranjazu, îi salut, le mulțumesc pentru tot ce au făcut pentru mine și ne vedem la o bere când vor. Da, deci răspunsul meu este sincer, da, mai am uneori regrete, dar tot răul spre bine. Ai apucat vreun derby? Steaua Dinamo? Da, am apucat 3 sau 4 derbiuri. Și ce atunci? E ca la fotbal sau e mai așa și așa? E ca la fotbal, exact ca la fotbal e. Am avut, când am intrat pe teren, în minutul 55, am simțit o emoție extraordinară, extraordinar de mare. Deci n-am avut cuvinte să, o descriu. A fost ceva wow. Eu, la 19 ani, să joc contra echipei Dinamo, care echipa Dinamo știe toată lumea cum e la handball, da. O forță. Eu să joc contra lor era era o onoare să joc împotriva lor. Bine, omule, îți mulțumesc mult de tot că ai sunat. Mulțumesc și eu. Îți mulțumesc mult pentru povestea ta. A durat mult, tocmai pentru că povestea ta este unică și ești special, într-adevăr, și ești foarte puternic. Ești foarte puternic. Îți doresc o viață liniștită și frumoasă. Mulțumesc la fel. Mulțumesc că ai sunat și mulțumesc că ascult Zona de Confort. Mulțumesc și eu. La revedere. Cum, Dragoș? Ia. Ia, spuneți, domnul Dragoș, care a fost norocul vieții dumneavoastră? Cel mai mare noroc. Noroc al meu, am luat permisul de conducere. Cum așa? A fost așa greu? Nu prea a fost greu. Mai... A fost cu pile? Așa. A fost cu pile? Okay. A fost cu pile? L-ați luat cu pile? Hai, nu, pe merit. Pe merit. Dar de ce numiți noroc faptul că ați luat carnetul de conducere? Spre ce v-a îndreptat treaba asta? Eu am vrut ca să dau pentru permis. Da, am înțeles. Și ăla e norocul dumneavoastră? Ăla e singurul noroc din viața dumneavoastră? Da, și alt noroc
am mai câștigat la un concurs la sport. Da. O premii. 3.000 de euro. 3.000 de euro? La ce concurs? La sport. Pe ce sport? Sport la mare. Fugă. La ce? La? La fugă. La fugă? Ce faceți dumneavoastră acum? Acum stau la o cafea. Stau la o cafea. Stați la o cafea? La cafea? Cafea e în ceașcă? A, da, normal. La ora asta beți cafea? Da, beau, pentru că nu prea am somn. Am dormit mai în cursul zilei și acum nu prea am somn. Mm-hmm. Bine, domnule. Păi, na, cam asta ar fi. Ați fost sportiv de performanță? Păi, cam așa. Așa am crezut eu. Păi cum adică așa ați crezut dumneavoastră? Cum poți să crezi că e sportiv de performanță și să nu fii? Ori ești, ori nu ești. Cum era băiatul ăsta înainte, nu? Da, am fost. Păi, la ce? Ce sport ați făcut mai exact? În toate sporturile. Aoleu. Cum puteți să fiți sportiv de performanță în toate sporturile? Vă rog frumos, explicați-mi treaba asta. Nu înțeleg. Da, ca să încheiem subiectul. Dumneavoastră a sunat, eu acum ce să fac? Vă zic o noapte bună. Bine, noapte bună. Dacă v-ați rușinat, nu mai vreți să mai vorbiți. Asta e. Bine, nu, că m-aud prietenii. Nu prea. Păi și dacă vă aud prietenii, ce? Vă e rușine de ei? Normal, că ce să zic. Asta-i. Păi ce e așa mare rușine să sun la radio? Să spui că ai fost campion la toate sporturile. Dar sport... la vârsta mea, la 50 de ani, da. Asta, de cum au trecut 50 de ani să laudă cu sportul. Păi, de asta da. Nu vreau să audă colegii. Deci de asta că nu vreți să faceți titlul de glorie din fostele dumneavoastră performanțe din sport, nu? Da, da, da. Din toate sporturile. Care sport v-a plăcut cel mai mult din toate sporturile pe care le-ați practicat? Într-adevăr, în toate, așa, mai mare, așa. Am înțeles. Bine, domnule, vă mulțumesc mult de tot. Hai, că mai sună lumea și poate că vă încurc. Alo, bună seara! Bună seara, Vlad! Bună seara! Cum te numești, domnule? Mă numesc Dorel și te sun din Anglia, mai exact. Ce onoare! Chiar sunt foarte, foarte bucuros să te aud în misiunea și te sun. Îți mulțumesc. De ce râzi? Așa că... Domnul de dinainte... Păi da, era campion la toate sporturile. Sau, mă rog, cel puțin exact, sportiv exact. De performanță la toate sporturile. Ceea ce era ceva unic, dar nu prea voia să vorbească despre asta. Exact. Pentru că, na, mari campioni nu prea vorbesc despre performanțele lor, doar ei fac. O să murim toți proști. Știe lumea despre ei. Da. O să murim toți proști, nu o să știm niciodată cu cine am stat de vorbă cu domnul. Exact, și... da. Exact. Cine știe ce mare emblema României a fost. Da, mai... Așa. Eu ți-am lăsat mesajul, că uite, momentul meu cel mai norocos al vieții mele a fost când ne-am întâlnit soția. Uite ce frumos, în sfârșit. Păi mă gândeam că bat undeva spre subiectul ăsta, dar lumea nu s-a... Nu bat spre niciun subiect, să știi. Norocul înseamnă și vine în moduri diferite pentru absolut toată lumea. Ai văzut, unii oameni au considerat că este norocos că s-a lăsat. Cineva a considerat că este norocos că s-a lăsat de sportul de performanță pe care îl făcea. Am auzit. Și am făcut sport de performanță și așa. Ce sport de performanță ai făcut? Poți să zic? Am fost paparist. Da, fotbal, am făcut fotbal. Doar că nu am fost să fie. N-am ajuns la nivelul băiatului respectiv care a ajuns cu handbalul la Liga 1 și așa. Până în ce ligă ai fost? Liga 3 maxim și... am avut și o șansă când am făcut mai tânăr.
am fost pe la Rapid, eram prea tânăr, eu fiind de la Reșița, din România, deloc. Am plecat dintr-un oraș mic, am direct la București, a fost prea mare și povestea n-a fost să fie chiar una roz. De ce? Ce s-a întâmplat? Pentru că am luat-o pe alte căi mai greșite. În timp ce făceai și fotbal de performanță? În timp ce făceam și fotbal de performanță, da. Mai făceai performanță și în altceva? Mai făceam performanță, m-am dat de alcool, de țigări, de mai multe chestii și așa. De asta spun că a fost un oraș prea mare pentru un om mic. Reșița? La Reșița te referi? Nu, la București mă refer. Păi da, domnule. Păi și unde te-au transferat? Păi m-am transferat de la Reșița la Rapid, am fost de fapt împrumutat un an. N-au vrut să mă vândă cei de la Reșița și așa. În fine, nu asta a fost cel mai minunat moment, cel mai fericit moment din viața mea. Pentru mine a fost momentul când ne-am întâlnit jumătate. Cum ți-ai întâlnit jumătatea? Mi-am întâlnit jumătatea, probabil dacă o să asculte și ea radio, nu știu, o să râdă. Am avut un meci pe perioada când jucam la Reșița și după am ieșit cu un coleg la club, la care colegul meu... În ce an se întâmpla treaba asta? În 2010, mai exact, se întâmpla asta. Uh-huh. 2010? Sau 2011? Mă, chiar nu știu, mai știu. Așa. Bă, Doamne ferește să asculte. 2011. Doamne ferește să asculte Radio Zoo acum și să te audă cum nu știi când v-ați cunoscut. Da, am emoții. Așa. Bă. În 2011 se întâmpla. Și da, Gemma a ieșit să se întâlnească cu prietenul, cu colegul meu. Și la care a plecat, am luat-o eu acasă. Și am plecat împreună și pe când am prins-o de mână, ne-a mai dat drumul. Și uite că nici în ziua de astăzi și avem o familie frumoasă, doi copii frumoși și... Păi stai, v-ați dus la club? După meci v-ați dus la club? Da, am fost acasă, ne-am făcut baie un alta, ne-am întâlnit, am ieșit în oraș și eu cu colegul meu, la care mi-a spus că să mai vină în față. Și atâta tot. Și am zis ok. Da, ea era... Ea era fata... Era în combinație cu prietenul tău? Nu chiar, adică el încerca să o combine mai exact. Ok, era un tatonăr, mă rog. Uh-huh. Și uite că în seara aia, când am luat-o de mână... I-ai furat-o, dar i-ai furat-o de tot, adică nu poate să zică nimic, nu poate să-ți reproșeze. Ceva de genul ăsta, da. Bă, uite, vezi că la urma urmei tot rău spre bine, pentru că tu ai zis că n-a mers cu fotbalul pentru că mai făceai performanțe și... pe la cluburi și așa mai departe. Exact. Pentru că dacă erai profesionist, da, uite, dacă erai ca Erling Haaland, te duceai acasă după meci și nu-ți mai întâlneai jumătatea, adică te duceai doar la antrenamente acasă, antrenamente acasă, recuperări. Și asta e adevărat, da. Bă, nu mai întâlneai. Uite că ai spus de Erling Haaland și așa, am o experiență când... Uite, eu am fost, părinții mei sunt plecat de foarte mult timp în Portugalia, mai exact și așa. După experiența cu Rapidul, i-am spus la mama, băi, vreau să vin în Portugalia, să nu știu ce, dar dacă vreau să vin, vreau să mă duc să dau probe la Benfica, știi? Mm. Și m-am dus acolo și, uite, în perioada când am fost acolo, Ederson, cât am stat eu în probe acolo de o lună de zile, Ederson, portarul celor de Manchester City, a fost și el acolo. Mm. Și uite-te unde e el acum și unde sunt eu. Păi unde să fie? În direct la Radio Zoo cu nevastă. Exact. Cum să fii? Foarte bine, echilibrat. Râzi, exact. Înseamnă că ți-e bine. Păi mi-e bine, exact. De ce să fie rău? Ce? Asta e... Chiar sunt o persoană pozitivă și... Ai fi putut să duci viața aia de jucător de performanță? Să faci cum face Haaland. Ai văzut că ăla se duce acasă, meci, recuperare, acasă, poți să faci asta? E greu, tată. E greu. Ai văzut că e greu, că nici nevastă nu o să aibă. Ei, de ce zici asta? Păi n-are cum să întâlnească dacă nu iese. Da. Așa probabil nici prieteni.
Ce? Da, 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 îmi place mult, îmi place mult. Chiar caut un tricou cu el, dar nu prea, sunt foarte rare, nu se găsesc, se consumă probabil foarte repede. Se vând foarte, se vând foarte repede, scuze. Da, da, domnule. Da, bine. Mă bucur că am vorbit și că am râs cu tine și mă bucur că te găsesc într-un moment al vieții tale când poți să râzi. Da, eu tot timpul râd. Eu mereu. Păi altfel... Și nu sunt pe pastilă, nici râs. Păi altfel cum, domne? Cum să trecem peste momentele grele ale vieții? Te mai gândești din când în când cum ar fi fost să... Uite, hai că spui și ție întrebarea pe care i-am pus-o tânărului. Fost handbalist. Mai suferi așa că te-ai lăsat de fotbal? Dacă stau și mă gândesc așa mult la ce s-a întâmplat, că s-a întâmplat, cum a spus și el, România și prin faptul că se fac multe manevre și așa... Uite, ce manevre se fac în fotbalul românesc? Uite, de exemplu, la mine în perioada aia când am avut o perioadă de ok, în care eram 7 zile din 7 eram de fapt la stadion cu echipa mare, cu echipa de juniori și așa că fiind portar puteam să joc și la juniori vinerea și la seniori vinerea și după aia duminica la juniori. Deci era ok. Până când a venit un alt antrenor. De fapt antrenorul meu de la juniori a venit antrenor la echipa mare și apoi m-a săpat. L-a pus pe Fisu să joace. În locul meu. Au. Deci genul ăsta de mânării să fac. Păi cam așa se face. Adică știi cum e. Să fie fisul mai bine. Wow. Astăzi a fost o emisiune despre noroc. Dar este vorba și, a fost vorba și despre exposing-ul fotbalului, handbalului românesc. Da, nu știu, sportului românesc în general. Și așa că dacă intru deep pe subiect așa, sau și îmi pare rău câteodată. Dar sunt ok. Dar aveai cum să te... Pe bune, aveai cum să te lupți cu lucrurile astea? Am încercat. Cum? Am încercat până când am vrut să plec la Timișoara și puteam să plec la Timișoara pentru că a fost și o discuție. Chiar am discutat cu niște oameni de acolo de la Timișoara. Am vorbit, era totul gata să plec, la care l-au sunat pe antrenor. Mi-a spus după aia, a doua zi la antrenament, antrenorul nostru de portar, și mi-a zis că îți dai seama ce i-a spus ăsta, că ești bucuros, că nu știu ce, că nu te pregătești, că nu știu cum și nu știu ce, și după aia... Pe bune, te-a săpat? Te-a săpat la aia de la Timișoara? De ce aia de la Timișoara și-au expus dorința de a te lua? Da. Și antrenorul tău? Antrenorul meu, fiind un băiat, spus că ești leneș? Parte de treabă, da. E cunoscut? Kind of. Sau e cunoscut doar în lumea asta, adică trebuie să știi gen oameni. Am înțeles. Nu neapărat. Lasă, mai bine nu dăm numele. La noi în oraș acolo a fost, a jucat la Liga 1. Ok, înțeleg. Înțeleg. Da, bine omule. Și acolo a fost. Bine. Lasă-i, bă, să fie sănătoși. Exact, asta am spus și eu. Fisul ăla ce mai face? Mai apăr? Dar el nu apăra, că el era mijlocaș central. A, și? Ce face, mai joacă? Lucrează la DDM. Vezi, bine, vezi, joacă mijlocaș acolo. Asta e situația. Bine, omule, te salut și îți mulțumesc mult de tot că ai sunat. Alo? Alo? Dacă se poate să închizi radioul ca să ne auzim. Două secunde, Vlad. Sigur. Da, 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 și mai mult. Gata, gata. Așa. Dacă poți să vorbești în telefon și tare, să te aud răspicat. Ia spune, okay. Omule, cum te numești? Eu nu mă numesc. De unde? Din București. De unde vii? Unde te duci? Momentan sunt Podiudești, sunt la muncă. Ce muncești? Ce întreprinzi? Ce faci? Taxi. Ce? Taxi. Ah, taxi. Da. Bravo, omule. Ia spune, care a fost marele noroc al existenței tale? Domnule, așa cum pot să-l consider noroc, exact cum a zis și domnul mai devreme, cu și-a întâlnit soția. Eu nu știu cum să-l iau, știi, dacă a fost noroc sau dacă a fost ghinion, să zic așa. Ai început foarte bine, așa. Continuă, da. Ia.
Eu mi-am, în perioada când am cunoscut soția, da, lucram la un bar. Și mai noaptea... Erai barman sau? Nu. Un ospătar, mai multe. Mm-hmm. Mai multe lucruri, într-un bar mic de cantin, să zic așa. Și au apărut două fete în bar. Într-un bar de cartier? Da. Au venit azi, au venit și mâine. Da. Frecventând pe acolo barul respectiv, majoritatea persoanelor care erau în bar au început o atracție așa pentru ele. Și acum noi care eram acolo am pus un pariu. Era un fel de apariție nouă acolo? Adică erați obișnuit cu genul ăla de apariții? Adică... Da, era un bar cu lăutari. Una din fete era prietena unui lăutar de acolo și cealaltă era și în plus, să zic, soția mea, adică. Și acum toți membrii trupei și cine era prin bar pe acolo tot au pus pariu. Cine se combină primul cu ea și ce reușește să ducă primul acasă. Și acum, na, fiind pariu, fiind gamble de meserie, să zic așa, jucător, m-am băgat și la pariu. Fiind atacant. Da. Atacant, așa. Da, chiar. Și m-am băgat la pariu. Bun. Și dintr-un pariu m-am ajuns să iau și de nevastă. Și ei mai joci la pariuri? Da. Să iau și de nevastă și să și avem un copil. Wow. Păi e foarte frumos, nu? Așa s-ar zice, sau? Și să avem și 8 ani de relație și 6 ani de la de căsnicie și 6 ani de la nuntă. Păi și de ce spui că a fost noroc sau ghinion? Că nu înțeleg. Păi nu știu, că a fost un pariu. Acum eu nu știu dacă l-am câștigat sau l-am pierdut, știi? Păi pariu era doar cine o ia primul acasă. Păi. Nu și pe mai departe. Ai luat tot de tot acum, te-a luat valul puțin. Corect, tot timpul s-au și dezbat de cu soția pe treaba asta și suntem dacă am pierdut sau am câștigat. Nu mi-a dat nici acum, nici eu și nici ea nu mi-a dat răspunsul. Ea știe, nu? Bănuiesc că ei zis până acum. Da. A fost un pariu și că... Știe și chiar că îmi dă mesaj. Ce face? Mi-a dat mesaj. Acum ți-a dat mesaj? Da. Și cum? Ți-a dat măcar una, așa? Nu. În glumă? Nu. Când a aflat că era un pariu? Nu. Chiar nu. Da, domnule, na, ești un bărbat de aur. Un bărbat adevărat, că nu a fost doar one night stand. Ai prins-o pe viață. Vrei să-i spui ceva? Uite, la radio. Ești în direct la radio. Acum. Că iubesc mult și că, indiferent de tot ceea ce fac și cât greșesc în lumea ta, ea și cu fetița mea sunt tot ce am mai scump pe lumea asta și tot. Și ele, domnule, dă putere să trăiesc fiecare zi. Foarte frumos, da. Nu cred că se mai poate supăra pe tine că a plecat de la un pariu toată treaba asta. Cred. Ok, mersi frumos și mai luați cu altcineva. Să trăiești. Chiar mă bucur că te-am auzit. Salut, mulțumesc că ai sunat. Așadar și prin urmare 0214091900. Vorbim despre cel mai norocos moment. Alo, salut Vlad. Te salut. Cum te numești? Andrei de la Galați. Cred că o să aduce aminte de mine. Am vorbit săptămâna trecută, cred, ceva de genul ăsta. Ia zi, omule. Încotro mă îndrept către casă. Acum mai am câteva kilometri, da. Efectiv, toată lumea e pe drumuri. În noaptea asta toată lumea este pe drumuri. Mă, sincer, ironia sorții e că eu sunt cam singur pe drumuri, adică nu prea mai e nicio mașină pe lângă mine. Sunt undeva în afara localității și... Păi da, dar vezi, dacă asculti zona de confort, afli că nu ești singurul om din lumea asta care e pe drum, singurul om din țară, din lume care e pe... Exact, da. Asta te aduce puțin cu picioarele pe pământ, așa, știi, că mai e câte o dezamăgire sau câte o chestie de asta care te duce cu mintea departe, trebuie să dai seama că nu ești singurul prin care treci pe chestiile. Asta e bucuria zonei de confort, asta e bucuria radioului,
în direct. Că nu ești singur. Da, da, da. Mă, să știi, chiar ascultam discuțiile pe care le-ai avut anterior mie și chiar m-a amuzat domnul acela care nu prea voia să spună el ce a făcut și ce a întreprins, dar mă rog. Da, uite, mi-a și trimis cineva un mesaj. Vlad, cred că ascultător, era campion la halbere. Știu, era la prima mână. I mean, voiam să o zic, dar am zis hai să nu zic, dar uite că ați trimis voi mesaj. Da, e ok, fiecare mai le avem falul nostru. Da, de ce te sunasem? Am văzut că e vorba de noroc. Tu crezi că na, acum ți-ai adus aminte și știi cam care a fost cel mai mare noroc al meu. Nu mai vreau să mai vorbim despre asta, iar cel mai mare noroc... Nu știu, nu mi-am adus aminte, omul. Trebuie să-mi spui. După accidentul... Băiatul căruia i-a intrat niște... cioburi de sticlă. Nu, exact, în ochi. Da. În okay. Cap și în mână, da. Okay. Da, mă rog. Okay. Așa. Iar cred că cel mai mare noroc din ultimul timp pe care l-am avut a fost, de fapt, nu știu, pot să-i spun noroc, pot să-i spun o alegere. Am ales să încep să pescuiesc în competiții, știi? Eu am hobby-ul ăsta de când eram mic, copil, adică să merg la pescuit, iar acum mai nou am început să merg la pescuit în competiție, să pescuiesc competițional. Și cred că asta undeva, de ce spun noroc? Pentru că am avut noroc că am fost acceptat cumva în acel grup de oameni, știi? În acest cerc select al pescarilor. Exact, noroc select. Sunt fiecare... În loja pescarilor. Da, fiecare, cum să spun eu, nu există pădure fără uscături. Și printre noi mai sunt care nu sunt oameni ok, dar trecem cu vederea, trecem peste. Important e imaginea de ansamblu, știi? Bă, și chiar acum am și o întrebare, dar ce spune? De ce s-ar apuca cineva de pescuit? Eu nu pot să înțeleg pescuitul ca un hobby. Jur, nu pot să înțeleg. Acum să nu mă înjurați. Nu, Doamne ferește, am văzut multă lume care nu înțelege chestia asta. Ce, Doamne, ce relaxare găsești tu să pleci dimineața cu noaptea în cap și să stai acolo? Mă, uite, cum sunt eu care îmi place natura și îmi place liniștea și așa, pe mine chiar mă liniștește chestia asta și, da, dacă pot să o fac și la nivel competițional, că prin natura noastră ca și oameni încercăm să fim competitivi, și ceva mișto, adică îți dă un feeling din ăla ok, adică te duci bine acolo, te duci, te întorci, într-adevăr, pot să spun sincer, te întorci mai obosit decât ai plecat. Și sunt momentele la final de partidă de pescuit când nu ai prins nimic și mai trebuie să și strângi spule de te apucă câte o oră jumătate de strâns. Cine ascultă și face chestia asta știe despre ce vorbesc. Adică ăla e cel mai nasol moment. Știi că pleci acasă și când ai prins măcar un pește. Cu toate că pescuim sportiv și tot ce prindem eliberăm. Da, dacă ai putea să desprinzi o lecție de viață din o filozofie din pescuit, care ar fi aia? Ceva care să se aplice și în viața de zi cu zi. Bă, trebuie să fii mulțumit cu, cum să spun eu, să fii mulțumit cu acțiunea și nu cu rezultatul ei, înțeles? Adică pentru mine asta contează. Contează momentele pe care le trăiesc atunci, chiar dacă am prins pește, chiar dacă n-am prins. Adică trebuie să te mulțumești cu ce-ți dă balta. Exact. Mă, nu e chiar așa, că vezi, dacă te mulțumești cu ce-ți dă balta, s-ar putea ca balta să nu-ți dea niciodată nimic. Ideea e și ce faci ca balta să-ți dea ceva. Ia, uite, cumva ne apropiem, deci cumva trebuie să-ți forțezi cumva și norocul. Exact. Uite, chiar. Da, normal, trebuie să-ți forțezi norocul, trebuie să încerci să evoluezi, pentru că dacă nu faci chestiile astea, nu o să ai sorți de izbândă. Și uite, chiar și asta se potrivește și în viață, cumva. Da, și dacă nu merge cu ceva anume, după care exact, schimbi mijloacele și schimbi cu altă momeală. Cu... Exact, altă strategie. Ei altcumva. Cam viață. Uite, chiar mă întreba, exact cam viață. Dacă nu mergi într-o parte, nu trebuie să te plafonezi și să rămâi acolo. Da, nu trebuie să fii rigid. Încerci mai departe, exact. Cred că ai putea cel mai bine. Trebuie să fii flexibil. Exact. Să mergi cumva așa, printre, cum să zic eu, să nu te împiedici de orice spin, știi? Uite, domne, vezi ce frumos că am ajuns până la urmă, cum înțeleg de ce cumva pentru unii oameni poate să fie antrenant pescuit. Da, adică crede-mă, când am început să pescuiesc cu acești oameni, cu acești cărula, de mulțumesc din tot sufletul meu că m-au acceptat printre ei, am început să pescuiesc cu două lansete. Baie mama lor, adică, îți dai seama, eu n-aveam ce căuta pe acolo. Eu, dacă în momentul ăla, dacă mă duceam la o baltă cu
în regim catch and release, pe mine nu mă primeau la balta aia, pentru că nu aveam echipament. Ei, și uite că ușor, ușor am ajuns să am un echipament cât de cât, pot să spun eu, de mijloc sau undeva spre top, știi? Și câți oameni sunt în grupul ăsta? Păi numai în club, în clubul, eu nu am intrat încă în club, dar pescuiesc cu acei băieți, numai în clubul lor, Enjoy Fishing, sunt undeva, cred că la vreo 200 ceva de persoane. Și ieșiți împreună la bere, la astea? Ei da. Eu momentan doar cu cei cu care mă cunosc, cum să spun eu, față în față. Nu am reușit să merg la nicio reuniune la deci lor. Berile și reuniunile sunt doar pentru premianți, atât, ca să înțeleg. Deci, nu. Reuniunile sunt pentru cei care sunt înscriși în club. Eu deocamdată nu m-am înscris în club pentru că, na, fiind mai tot timpul plecat, nu reușesc să ajung la întrunire, să ajung acolo. Bați și tu la poarta aia. Da, îți dai seama când doresc, îți dai seama, oamenii, gândește că oamenii anul acesta au luat locul 3 la campionatul mondial de pescuit la crab, au reprezentat România, au venit cu bronzul acasă, adică... Bravo lor! Nu sunt de școală, știi? Bravo lor, doamne! Cum s-ar spune. Foarte bine, da. Important e că sunt dispuși să te primească acolo în sânul familiei. Exact, și sunt, printre ei sunt niște oameni super de la care ai ce învăța, care sunt dispuși să te învețe, sunt dispuși să te ajute să evolueze între... De asta îmi place. Omule, că te simt și pe tine că ești suficient de mișto astfel încât să ne topești inimile și la un dat o să faci și tu parte din barca asta. Te pup și îți mulțumesc mult de tot că ai sunat. La revedere. Alo? Alo? Alo, bună seara. Alo, bună seara. Ești în aer, la zona de confort. Sunt Vlad Drăgulin, cum te numești? Bună seara, mă numesc Horia. Da, Horia de la... De peste tot. Maria de peste tot. Da. Și de niciunde. Deci tema din seara asta este care a fost cel mai norocos moment din viața mea. Da. Perfect. Să vedem. N-am o poveste prea sentimentală sau așa. Nici nu trebuie. E mai mult pe zona materială. Deci cel mai norocos moment din viața mea. Stai de bine? Poftim. Se aude în regulă? Da, se aude în regulă. Mă bucur. Deci cel mai norocos moment din viața mea a fost într-o seară. Da. Am fost la o sală de jocuri din București. Da. De jocuri de noroc. Și am mers cu gândul că pariez ceea ce îmi permit. Dar, ca orice jucător adevărat, n-am pariat ceea ce îmi permit, am pariat tot ce aveam în buzunar. Câți bani aveai în buzunar atunci? Prea mult pentru seara aia, pentru că primisem bursa de la... Bursa... Chiar primisem bursa pe trei luni de la facultate, adică 20 ceva de milioane. Cât? 21 de milioane. Pe 3 luni? Da, pe 3 luni. Deci bursa la facultate era pe 7 luni. Era 7 luni pe lună, prin SMB de luni, bursa. Și pe lângă asta aveam banii pe care mi-a dăduseră părinții mei, în jur de 1000 de euro. Am pariat 100 de euro, 200 de euro, 300 de euro. La păcănele? La ruletă. La ruletă. Da. La ce facultate ești? De roșu. Okay. La ce facultate ești? La facultate de matematică. Așa. Cred că am mai vorbit în trecut. Ok. Cu trenurile pe care nu le-am luat. Da. Da, perfect. Și am pariat. În final eram la ultimii 100 de euro. Ori la banul la spital. Numai pe negru. S-au dus și banii de la mama, s-au dus și banii pe bursă. S-au dus bursă. Și banii de bursă. Bine, banii de la mama și de la părinți nu erau un procent considerabil din mama pe care aveam. Dureau. Conta oricum. Da, dureau, da, că erau de la părinți. Clar, practic aia făceai, jucai banii de la părinți. Da, dacă îi pedeam pe aia, mâncam gândaci de la cămin, la modul ăla. Adică, oricum, nu era bine. Următoarea lună care mă aștepta nu era bine, clar. Și
Efectiv, am zis, am luat-o pe probabilități de matematică. Așa. 100, 50. Bun. Am zis, doar pe negru. De trei ori am pariat pe negru. Mi-am triplat suma de bani. Apoi m-am dus la aparate normale. Am plecat de la ruletă. Mi-a făcut un jur de 300 de euro. Și de nicăieri, da. Nu știu dacă cunoști cum funcționează aparatele sau așa, dar am primit o linie de pepeni care era la jocuri este foarte, adică pepeni sunt șmecheri, deci dacă îți dă pepeni și dacă primești pepeni și struguri, ești bine rău de tot. A, da. Înțeles. Bun, și ți-a dat pepeni. Da, deci, da, și am zis, bă, ăsta este semn de la Dumnezeu că trebuie să mă opresc în momentul să pun stop și să merg acasă. După câte, eu sunt acolo 8-9 ore în care nu văzusem lumina zilei. Cât ai stat? 10 ore, nu știu cât a stat, asta este cea mai... Efectiv, cât a durat operația omului pe ureche, de povestea mai devreme, în prima parte a emisiunii, fix atât a stat un om, nu știu dacă ai prins emisiunea de la început, dar a sunat un domn care a spus că a stat într-o operație 8 ore. Okay. Cât ai stat în operația aia de acolo cu păcănelele? asta e cea mai ciudată chestie la stările astea de jocuri, că te fac să pierzi noțiunea timpului, știi? Adică ai impresia că trec 20 de minute, dar de fapt au trecut 4 ore. Și asta este, da, schemă de marketing. Da. Pe asta se bazează toate stările de jocuri. Să nu-ți dai seama cât îl trece, să te joci, să te joci. Ok, și care ai câștigat? În urma norocului ăsta, deci în urma pepenilor. Deci eu intrasem la început cu 1000 de euro, da, bani pe una mea, și după ce pierdusem aproape tot, mi-am revenit și am plecat acasă cu încă 500 de euro. Deci nu pot să zic că a fost un câștig substanțial, dar oricum a fost o chestie care... Adică am plecat foarte bine de acolo. Păi e bine. De asta e mult mai rău. Păi e bine. E bine. Ce da, normal că e bine. Puteai să te duci în gaură. Eram clar, da. Puteai să pleci de acolo cu gaură rău de tot și cu depresie. Clar, da. Ce făceai, clar, ce da, făceai dacă plecai fără niciun bani de acolo? Pă bune, adică cât timp nu mai aveai bani? Deci, ce făceam dacă plecam cu 0 lei de acolo? Da. Da. Ce zic, probabil că plecam acasă, în primul rând, plecam de la București, plecam acasă. Și le spuneai părinților ce ai făcut? Nu cred, dar probabil că, nu știu, găseam o modalitate de a amortiza pierderea. Ei știu că ești gambler? Din moment, deci de când am avut norocul ăsta, n-am mai pariat la nici absolut nicio sală de jocuri sau... Am înțeles, e bine că ai luat-o totuși ca pe un semn, că ai interpretat-o în felul ăsta, da, că exact, universul exact. Deci ți-a dat totuși. Am zis, Dumnezeu m-a dat un mesaj. Chestia asta ca să țin minte și ca să... Da, ești bun jucător, erai bun jucător? Crezi că matematica te ajuta în sensul ăsta să câștigi? Da, cu siguranță, adică, cum să zic, calculai acasă probabilități? Cunosc procentajele, da, exact, adică cunosc probabilitățile de a câștiga și de a, adică știu, cum să zic, știu când să mă opresc și știu când să mai pariez. Dar în momentul ăla, efectiv, mă intrase în febra pariurilor, adică jucătorii care... Ascultă, știi despre ce vorbesc. Există un moment în care nu poți să te oprești, pur și simplu, oricât de rațional ai fi, nu poți să te oprești. Și în momentul ăla pierzi tot ce ai. Dar norocul m-a făcut să conștientizez că e momentul să mă opresc, e momentul să termin cu lucrurile astea, este momentul să o iau pe calea cea bună sau pe calea cea bună. E momentul să opresc viciul ăsta care mă pe care bani. E adevărat că și pierderea face parte din joc? Pierderea este cel mai important factor
în treaba asta, pe asta se bazează toată industria. Pentru că... Cum așa? Pentru că... Nu se bazează pe iluzia unui câștig? Exact, exact. Adică, la un moment dat, nu mai ai nicio satisfacție în momentul în care câștigi. Efectiv, nu mai găsești satisfacție. Oricât ai paria, oricât ai câștigat, nu mai găsești satisfacție. Satisfacția este să, cum să zic, să... Să pleci de acolo cu o dramă. Da, adică mai mult e o experiență de viață, nu știu, Am înțeles. Bine, omule. Îți mulțumesc mult. Îți mulțumesc că asculți de acolo, din căminul facultății de matematică. Doamne ajută. Doamne ajută la toți colegii tăi. Așadar, și prin urmare, măi publicule, 021-409-1900, vorbim despre cel mai norocos moment al vieții tale. Intrăm acum în ultima parte a emisiunii, intrăm în ultimul sfert de oră. Cam asta... În jurul lucrului ăstuia se învârt discuțiile. Alo. Alo, bună dimineața. Da, bună dimineața. Marian. Da, Marian. Vă deranjează. Marian. Ascult radio Zoo, da. În trafic, mă îndrept către casă, un șofer de tir care e norocos în fiecare zi că o duce de la un capăt la altul. Bravo, tată. De ce zici tu? De ce zici asta? Păi, cred că e unul dintre cele mai... extreme sporturi posibile să fii șofer în ziua de azi. Șofer de? De tir? Șofer profesionist. Și cumva, de ce spui că e extrem? Că mie mi se pare că ești foarte safe acolo sus. Nu prea poți să pățești multe lucruri, știi? Poți să pățești, poți să pățești chestii grave? Poți să provoci? Grave se pot. Poți să provoci daune mari, dar acum cred că depinde de fiecare cum gândește când pleacă de acasă. Eviți în fiecare zi un alt pericol, un alt om, unuia care îi se pare că ăla poate să încetinească, poate să fie. Noi ne plimbăm de obicei cam cu 40 de tone după noi. Da, da, da. E noroc când ajungi de la punctul A la punctul B, un traseu care... Fiind profesionist, noi umblăm toată Europa, de la un capăt la altul. Într-o săptămână vedem cât alții poate n-au văzut într-o viață. Tu faci și internațional? Da. Mm-hmm. Doar internațional. Dus întors, dar fiind din Brașov, tranzitez jumate România. Și acum unde, și... unde te îndrepți? Sau... Acum mă aflu chiar pe centura Sibiului, mă îndrept către Brașov înapoi acasă, mă întorc din Olanda. Și... ne plimbăm, dar cred că cea mai norocos lucru din viața mea și asta e că fac parte dintr-o familie de oameni care m-au învățat să apreciez ceea ce am, nu ceea ce are altul. De ce spui asta? În ce context ți s-a întâmplat? Din toate, pentru că viața ne dă unora mai mult, mai puțin și totdeauna comparăm cu ce are altul, ce a făcut altul, de ce el... Eu am învățat să... Deci lecția asta e despre eso de la ai tăi, nu? Da. Să mă bucur de ceea ce am, să folosesc ceea ce am și să nu trăiesc cu grija celuilalt de lângă mine în sensul de ce are ăla sau nu are. Ala, cine muncește are, cine nu muncește nu are. Deci așa spui tu, că norocul cumva se forțează, ți-l face, nu vine de la sine. Totdeauna. Sigur. Totdeauna. Uite, am avut și Dumnezeu exemple... Dumnezeu stă, dar nu-ți bagă în sac. Am înțeles. Cunoști vreun om norocos? Din ăsta, norocos, nesimțit de norocos? Eu n-am întâlnit. N-ai întâlnit pe nimeni, așa, cu mult noroc? Acum depinde ce înseamnă norocul. Că are bani, nu mi se pare ceva norocos. Nu știu, orice. Nu, n-am întâlnit pe nimeni nesimțit de norocos. Nu poți să-mi dai exemplu de un om norocos? Ce înseamnă eu pentru tine? Eu sunt cel mai norocos om. Deci sunt sănătos. Bine. Da. Bine. Sunt sănătos, pot să muncesc, am tot ceea ce-mi trebuie, nu-mi lipsește nimica, am o familie frumoasă, am un copil sănătos. Adică mai norocos ca mine nu cred că există cineva.
Crezi în totemuri din astea care aduc norocul? Ai ceva acum în mașină care... În cabina tirului? Nu sunt un bisericos. Nu neapărat bisericos. Chestii, nu, n-am nimic. Nu, cred că motul meu în viață sunt să fac lucruri înaintea cărora să pot să spun Doamne ajută. Nu sunt prea bisericos, nu sunt eu cu religia, nu sunt nici de altă religie sau alte minunății, dar asta am învățat-o, cred că, de la bunicii mei, copil fiind. Mergând la munca câmpului, am făcut în viața asta și am ajuns în locuri care n-am visat vreodată. Dar n-ai tot felul de ritualuri de-astea mici? Adică pășești cu dreptul în cabină? Nu. De fiecare dată îți faci o cruce înainte să pleci? Habar n-am, nu știu, pui mâna dreaptă? Nu, înainte să plec zic totdeauna o rugăciune în gândul meu, fără să fac 7000 de cruci. Cred că credința fiecare are în suflet pentru el. Nu contează cum îi spune sau dacă mă vede ăla la alt. Și când fac un lucru, îl fac că simt să-l fac. Nu, n-am... Trebuie să fie ora fixă, trebuie să văd să plec așa sau în data cotare, nu. Da, că mai sunt oameni care țin cont de lucrurile astea. Nu, am nicio treabă, nu cred în astea. Dar eu când... Motul meu în viață e să fac lucruri înaintea cărora să pot spune Doamne ajută. Pentru că dacă mă gândesc să plec la furat, nu prea sună bine. Doamne ajută-mă să reușesc să mai fur și seara. Am înțeles. Nu? Doamne ajută să ajung cu bine acasă. Depinde cum privește Dumnezeu treaba asta cu furatul. Poate da, doar noi privim el așa. El știe mai bine. Nu, mie nu sună bine. Da. Nimănui nu sună bine. Nimănui nu sună bine, da. Da, a fost vreun moment în viața ta când, a fost un moment în viața ta când aveai nevoie de mai mult noroc decât ai avut? Nu cred. Nu. Bine, cred că am avut bine. Exact de cât am avut nevoie. Bine, atunci îți mulțumesc mult de tot. Am stat de vorbă cu un om extrem, extrem de norocos. Alo? 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 Aruncă un alo așa, neterul FM-ului. Alo? Incredibil, s-a super rușinat. Așadar, și prin urmare, măi publicule, mai sunt 5 minute din ediția asta de zona de confort. Mai... Luăm un telefon, mai sunt deschis pentru un singur telefon. Alo? Se lasă așteptat. Așadar și prin urmare 021-409-1900. Vorbim despre noroc și despre cum a bătut norocul la porțile noastre. Hello? 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 Hello. Hello, man. You are at the comfort zone. At Radio Zoo. Hello. Alo. Da. Cum te numești? Petre. Petre. Bine, Petre. De unde ești, Petre? Din București. Ce faci, Petre, la ora asta? La ora asta mă îndrept către casă. Sunt șofer profesionist. De ce, Petre? De ce? Șofer profesionist de? Șofer profesionist de mașină de tractor auto. Mm-hmm. Și acum ai terminat programul? Da, acum am terminat programul. Am avut o ultimă descărcare, o ultimă cursă pe săptămâna aceasta. Și gata, s-a terminat cu munca, a venit relaxarea, nu? Da, a venit zona de confort. Sâmbătă dimineață plecat de acasă, să zicem. Deci ai toate motivele din lumea asta să te relaxezi. Da, chiar am toate motivele până luni, chiar nu s-a terminat cu serviciu, să zicem așa. Ce înseamnă zona de confort pentru tine? Care e zona ta de confort? Zona mea de confort este casa. Am înțeles. Cât mai ai până acasă? 10 minute. Dom'le, uite, eu mai am 5 minute din emisiune, deci putem să ne ocupăm timpul unul altuia. Ia spune, corect, care este cea mai norocoasă poveste a vieții tale? Cel mai mare noroc. Da. Noroc. Norocul, câteodată norocul și-l face omul cu mâna lui. Câteodată. Câteodată. Da. Pot să zic că cel mai mare noroc al care l-am avut eu până în momentul de față a fost norocul că sunt în viață. E, așa. Ce s-a întâmplat? În anul 2000,
am avut un accident auto destul de urât, care am fost 6 săptămâni în comă. Wow, dar cum? La muncă? 11. Da, zicem, la muncă eram undeva în Spania. Camionul, atunci eram șofer de camion. Camionul lăsam la sfârșit de săptămână, lăsam la o fabrică unde încărcam ciment. Ne păstram efectiv rândul, să zicem așa, pentru încărcarea pentru următoarea săptămână. S-a întâmplat nenorocirea, mă rog, ne ducea șeful nostru, eram eu în mașină cu încă 3 șoferi, adică 4 oameni în mașină. M-a întâmplat o nenorocire, un participant la trafic a avut o depășire un pic neregulamentară și a intrat frontal în mine. Și doar tu ai pățit cele mai mari agonii? Eu am fost singurul care a supraviețuit din acest accident. Wow. Șoferul și cu pasagerul din față morți pe loc. Eu am avut norocul să nu am centura de siguranță pusă pe mine. De ce? De ce spui asta? Acest noroc. De ce spui asta? Pentru că dacă aveam centura de siguranță pe mine, chiarele mașini, în nepavă. Dintr-o mașină de, nu foarte scumpă, mașină normală, un turist, a rămas roata pe dreapta spate intactă. În rest, toată mașina a fost pe etavă. Wow. Și poate asta a fost norocul meu în această viață, că undeva acolo sus Dumnezeu mi-a zis de centura de siguranță jos. A, da, pentru tu stai având... obișnuiai să stai cu centura de siguranță prinsă? Da, obișnuiam să stau cu centura de siguranță, în afara faptului că era obligatorie acea centură de siguranță, dar eram obișnuit să stau cu centura de siguranță. Numai că atunci s-a întâmplat să-mi dau centura de siguranță jos, eram în spatele șoferului și am hotărât să mă mut undeva pe mijlocul mașinii. Dormeam, efectiv. La accident eu dormeam. Și în urma accidentului, îți mai amintești ceva? Nu mi-am amintesc nimic de accident, pentru că eu am sărit prin parbriz din mașină. Șocul a fost atât de mare încât m-a aruncat efectiv de pe locul din spate, m-a aruncat prin parbriz 16 metri după mașină, în fața mașinii. M-au găsit cei de la ambulanță în comă profundă. Am suferit 2 operații pe craniu. Am 27 de șuruburi în față, balamale de pe mandibule. O operație care a durat 12 ore, o reconstrucție facială completă. Wow. Și poate ăsta a fost norocul, v-am spus, ăsta a fost norocul meu, că Dumnezeu mi-a zis în momentul respectiv, dă centura de siguranță, dă și pută-te pe mijlocul mașinii. Ceilalți din mașină aveau familie, aveau copii? Da, toți din familie, toți din mașină aveau familie. Șoferul, șeful meu, în momentul accidentului avea un băiat de 18 ani. Pasagerul din față, spaniol, coleg spaniol, avea o fată de 6 ani. Și un alt coleg de-al meu român, care îl aveam în spate lângă mine, de-abia se căsătorise de vreo 2 luni de zile, 3 luni de zile, soția lui gravidă, cum are o fetiță, mă rog, soția lui are o fetiță, că el, din păcate, nu mai există printre noi, Dumnezeu să-l ierte. Și cam ăsta a fost cam cel mai norocos moment din viața mea. Al doilea noroc a fost că mi-am cunoscut-o a doua soție, care o respect maxim, o iubesc maxim, avem un copil împreună.
Cât ai stat în comă? Cât am stat în comă? 6 săptămâni. Și atunci erai căsătorit cu vechea soție sau? Da, atunci eram căsătorit cu fosta mea soție. Și ea te-a părăsit în aceste 6 săptămâni sau? Nu, nu, nu. Eu îi mulțumesc, atâta pot să-i mulțumesc foste mele soții, că a stat acele 11 luni le-a petrecut lângă mine în spital. Uh-huh. Nu s-a despărțit de lângă mine. Probabil mă iubea. De ce spun probabil? Pentru că după revenirea în țară în 2010, m-am întors înapoi în țară, ea și-a reluat, să zicem așa, o veche prietenie cu fostul, cu fostul iubit. Eu nu știu lucrurile astea. Am înțeles. Și atunci ați divorțat. Și atunci am divorțat. M-am lăsat absolut tot și am luat-o de la zero. Nu-mi pare rău. M-am spus încă o dată, îi mulțumesc. Nu știu sigur dacă mă aud de la ora asta. Probabil că da, probabil că nu știu. Și pe această a doua soție care a venit cu această a doua viață care v-a fost oferită de undeva de sus, cum ați întâlnit-o? Cea de-a doua soție este, m-am cunoscut-o, să zicem, întâmplător. Era angajată la magazinul sorei mele. S-am cunoscut-o întâmplător când drum ce eu veneam, că veneam spre casă, mă rog, eu eram batut și în momentul acela eram căsător de camion. Eram 3 luni de zile plecat de acasă, veneam acasă să team o săptămână, două, plecam iar 3 luni. S-am cunoscut-o, o știam, efectiv o știam așa din vedere, că era vânzătoare la acel magazin, la magazinul sorei mele, și ne-am împrietenit. Știa că sunt singur, știam că e singură. Și am zis, hai să ieșim la un suc, la o cafea, la o mâncare, mai mică decât mine, cu 19 ani. Vă mulțumesc și eu pentru povestea dumneavoastră frumoasă. Ascult Radio Zul zilnic. Pe dumneavoastră vă ascult de câte ori am ocazia. Vă mulțumim. Sunt în mașină la ori la chestia. Vă mulțumim mult de tot. Vă mulțumesc. Vă doresc o seară bună. Doamne ajută, mult noroc. O a doua viață frumoasă să aveți și cât mai lungă. Vă mulțumesc și mult noroc. Doamne ajută, Doamne ajută, Doamne ajută. La revedere. La revedere. Așadar, și prin urmare, măi publicule, iată că am ajuns să facem nod și acestei ediții din zona de confort. Nu înainte să ascultăm o piesă frumoasă cu care să ne despărțim. Până una alta vreau să vă mulțumesc că ați sunat, că ați avut curajul să vă spuneți poveștile. Am avut niște povești foarte frumoase în seara asta și încă o dată vă mulțumesc și vă sunt foarte recunoscător. Din povestea domnului de mai devreme nu putem să desprindem decât că totul la urma urmei este vânare de vânt. Și că totul se poate încheia într-o singură clipă, dacă n-avem noroc. Mie nu mai rămâne decât să vă urez sănătate, amor și dragoste și să aveți o noapte la fel de mișto ca și voi. Zona de confort se oprește aici. Eu sunt Vlad Drăgulin.